La tească doi acari pe uni, doi miniștri de externe care au preferat să-și dea demisia. Pentru mine, demisia domnului Ponta este mult prea puțin. Scapă mult prea ușor pentru ceea ce a făcut. Articolul 57 din legea alegerilor prezidențiale spune foarte clar: împiedicarea sub orice formă a exercitării dreptului de vot constituie o infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Solicit de la această tribună parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să nu trateze această anchetă ca o anchetă oarecare. Premierul Victor Ponta a prezentat și soluțiile pe care le consideră necesare pentru ca situația înregistrată în diaspora la alegerile prezidențiale să nu se mai repete. Liderul de la Palatul Victoria a cerut introducerea votului electronic și a celui prin corespondență. Se impune foarte clar să realizăm situația actuală a numărului din ce în ce mai mare al românilor trăiesc sau care se află în mod temporar în afara granițelor țării, în așa fel încât să putem lua măsuri care să poată fi aplicate nu între două tururi de scrutin, ci cu anticipație. Soluția corectă din punctul de vedere al Guvernului este o legislație care să permită un alt tip de vot, fie votul prin corespondență, fie votul electronic, pentru că ne aflăm în secolul 21. A doua propunere la fel de importantă, pe care vă rog să o luați în considerare, este de a da unei autorități aflate în subordinea Parlamentului, așa cum este Autoritatea Electorală Permanentă, toate atribuțiile legale pentru organizarea votului. Victor Ponta spune...